Se pare că suntem doar noi în luptă cu CFR-ul, dar în fotbal se pot schimba multe, mai sunt destule etape, destule meciuri directe pe care o să le avem și noi cu CFR-ul și Craiova și o să vedem dacă vom rămâne doar noi două în luptă. Eu sper să rămânem, să nu se desprindă CFR-ul și de noi. Da, am jucat cu o echipă experimentată, agresivă. Acesta a fost jocul, noi suntem bucuroși pentru că am obținut cele 3 puncte. Voi cum ați văzut fazele acelea controversate pe care le pun adversarii voștri? Păi nu știu, care primul faze? Primul penalti și mingea care a ieșit. Da, la al doilea penalti am înțeles și eu că a ieșit mingea. În legătură cu primul penalti eu cred că nu există dubii, s-a și auzit. Probabil unii dintre dumneavoastră ați auzit care erați acolo în spatele porții. Pentru noi. Da. Dacă se putea dicta penalti, atunci victoria este meritată, nu? Au fost destule intrări dure ale lor cu talpa. Eu cred că este un rezultat meritat. Vă lipsesc banii? Da. Din păcate nu au putut să fie pe stadion în această seară din cauza orei târzii la care a început meciul. Cu siguranță vor fi alături de noi în meciul cu Rapid. Eu le transmit pe această cale să vină cât mai mult să ne susțină, pentru că avem mare nevoie de ei și împreună suntem mai puternici. Am văzut că golul marcat de tine, primul gol marcat de tine a făcut un acest nou membru în familie. Da, da, da. Soția este însărcinată și așteptăm un băiețel. Eu m-am înțeles foarte bine cu dânsul, de fapt toți colegii ne-am înțeles foarte bine. Este un antrenor bun și de ce nu? Pe viitor mi-aș dori să lucrez cu dânsul. Sunt discuții, dar momentan eu sunt focusat 100% pe aceste 3 meciuri care au mai rămas. Da. Deocamdată sunt aici. Există discuții, dar vom vedea după sărbători.